Salut, prieteni! Și astăzi voi împreună cu mine și eu împreună cu voi o să-mi stric hainele! Nu, am glumit. Noi astăzi o să verificăm lifehack-uri de pe TikTok, foarte populare, cu haine. Oricare dintre voi, eu cred și știu și sper, aveți haine vechi în dulap pe care nu le purtați, dar vi este jale să le aruncați la gunoi. E așa, normal că e așa, puneți like dacă aveți așa haine. Eu, cum vedeți, am găsit două hanoracuri, unul negru și unul roșu și un tricou alb. Astăzi eu am mers pe la magazine și știți că n-am găsit absolut nimic. Așa că haideți să încercăm să facem din asta ceva frumos. Pe TikTok, foarte popular este înălbitorul. Înălbitor, vă dați seama? Adică eu nu știu ce se va primi din asta, dar sper că va fi chiar atât de frumos cum a fost și pe TikTok. Mai departe, gume pentru păr elastice, eu nu-mi dau seama pentru și, dar o să vedem deja pe parcurs. Ață, eu am luat neagră, trebuie să fie cât mai groasă. Hârtie creponată, eu nu știu ce am luat albastră. Mie nu-mi place culoarea albastră. De ce am luat eu albastră? Îmi explică cineva? Eu singur nu știu. Și furculiță. O să vă dați seama apoi deja ce trebuie să facem cu dânsa. Acum eu o să mă îmbrac în aceste haine minunate și vechi și o să vă arăt cum arată el pe mine. O să fie așa înainte și după. Să vedem dacă se vor schimba în partea bună. Atenție! Acum o să vedeți haine foarte frumoase. Bellissimo! Așa haine n-ați mai văzut nicăieri. Asta este noua colecție 2020. Așa haine nici magazin încă nu sunt. Cele mai vechi haine pe care le am, deci acum țineți-le minte așa, deoarece eu o să le schimb și să fie total diferite. Acesta negru încă nu s-a schimbat, eu nu văd nicio schimbare, așa că îl mai lăsăm. Tricoul albastru la fel îl mai lăsăm ca să fie o culoare mai aprinsă. Dar acest hoodie este deja gata, așa că acum îl pun în mașina de spălat. Da, prieteni, ce pot să spun, au fost 3 lifehack-uri, dintre care a funcționat doar unul. Uitați-vă ce a rămas din tricoul acesta alb. De la început a fost albastru, dar apoi l-am pus în mașina de spălat și hârtia creponată toată s-a spălat. Din acel albastru frumos a rămas, iată, acest tricou alb. Deci acesta nu funcționează. Mai departe, acest hanorac negru. Materialul nu permite ca să se coloreze cu înălbitor. Așa că, din păcate, cu el nu s-a întâmplat nimic. Tot așa a rămas. Dar ultimul hanorac, după cum țineți minte, era de așa culoare, un roșu, portocaliu, nu știu, bordo, și acum uitați-vă cât este de frumos, mie chiar îmi place foarte mult rezultatul, eu o să
îmbrac chiar acum ca să vă arăt cum stă pe mine. Mie foarte tare îmi place, voi puteți să încercați acasă, iată așa culoare și așa material se ia cu un elbitor. Și iată ce s-a primit, mie îmi place foarte mult, e enorm de mult rezultatul. Uitați-vă cât de drăguț e acest hanorac, acum este preferatul meu din toate pe care le am. Poți să-l porți cu orice și eu sper că voi țineți minte cum era el înainte și cum este acum. Sper că v-a plăcut acest video, dacă mai știți lifehack-uri, scrieți-mi pe Instagram sau în direct. Puneți like-uri dacă v-a plăcut acest video și dacă aceste lifehack-uri care nu au funcționat v-au fost de ajutor. Pe curând, prieteni! Pa, pa!